Nina Moleva, o figură emblematică a lumii artistice din Rusia, a încetat din viață pe 11 februarie 2024, la venerabila vârstă de 99 de ani. De-a lungul carierei sale prodigioase, ea s-a remarcat atât ca un critic de artă incisiv și erudit, cât și ca o scriitoare talentată, cu o viziune unică asupra lumii. Moartea Ninei Moleva lasă un gol imens în cultura rusă. Ea a fost o voce inconfundabilă, o personalitate vibrantă și o sursă de inspirație pentru generații de artiști, critici și iubitorii de artă. Scrierea a numeroase monografii și articole despre artă și artiști ruși. Susținerea și promovarea artei contemporane. Activitatea sa prolifică ca jurnalistă culturală. Participarea la diverse comisii de specialitate, prezența sa constantă la evenimente artistice și conferințe. Nina Moleva a fost o personalitate complexă și fascinantă. Pe lângă cariera sa artistică, ea a fost și o veterană a celui de-al doilea război mondial, o experiență care a marcat profund opera sa. Moștenirea Ninei Moleva va dăinui cu siguranță. Cărțile, articolele și numeroasele sale interviuri vor continua să inspire și să educe generațiile viitoare. Sincere condoleanțe familiei!